atât. A. Copii, ce ziceți de o provocare? S-a făcut. A, okay. Un video singur creat de voi. Vă rămân telefonul în mână și voi faceți multe like-uri, Selena. Da. Faceți singur un video, Dragoș, în odaia lui, da? Bine. Succes! S-a înțeles. Tot voi să-l prelucrați și o să fie filmulețul vostru propriu, da? Da. Hai, vă doresc succese! Salutare! Suntem alături de verișoara mea, Selenia. Ia loc, Selenia. Așa. Hai să începem. Acesta este turnul Eiffel. Este foarte frumos. Și întrebare, Selenia, în ce oraș este turnul Eiffel? Să vedem dacă îi știi. Oare în ce oraș este turnul Eiffel? Se pare că tu nu știi, așa-i? Normal că este în Paris. Dar de ce ziceai că nu știi? Eu știu. Avem o minge foarte săltăreață. Este a ta. Da. Cu 3 ani în urmă mi-a luat-o părinții. Bine, cu 5 ani în urmă mi-a luat-o părinții. Când aveam 3 ani. Mă jucam cu tata în fiecare zi. Se aude și un zgomot ciudat. Și dinozaurul lui Dragoș. Wow! Aici avem revista Eu sunt Batman, ediție limitată. Ei, nu, nici măcar nu prea știu ce înseamnă ediție limitată. Eroul nostru, care mereu o să salveze lumea. Fiu. Au, s-a cam lovit eroul nostru, dar a rămas întreg. Avem o agendă secretă și fetele nu au voie să se uite în ea, ai înțeles? Uitați, agendă secretă scrie. Nu se poate, fete! Interzis fetelor. Da, și ce este oare înăuntru? Ah, interzis fetelor. Au! Avem un glob. Hai să-l învârtim. Aici tot e în rusă. Selenia, știi să citești în rusă? Nu prea, da, cred că da. Unde-i polul nord? Aici-i? Nu, polul nord e jos. Oh, păi atunci aici e polul sud. Dacă îmi amintesc eu bine, părinții mi-au cumpărat-o la 7 ani și se transformă într-un robot. Da? Da, la 7 ani mi-au cumpărat-o, dacă nu mă greșesc. Da, la 7 ani. Da, nu e cine știe ce. Încercăm. Hai. Cum înțeleg, acestea sunt mâinile? Salut! Sunt niște picioare. Da, uitați, robot. Hai să-i punem un nume. Robotul neînfricat. Salutare, acesta este patul meu în care dorm în fiecare zi și mă odihnesc la perfecție. O să arătăm toate lucrurile? Nu-i neapărat, putem să facem și lucruri și obiecte din cameră. Asta este lampa mea cu care fac temele. Acesta este geamul meu. În fiecare zi mă duc la balcon și trag aer curat. Au ciripitul păsărilor, dar se pare că acum păsările nu vor să ciripească. Aici am un fel de semn pentru mă relax. Când mă uit la el, mereu mă relaxez. Icoana Domnului, în fiecare zi zic îngerul gerașul meu acolo. Cred că titlul o să fie o zi din viața mea, cel mai probabil. Da. Așa, cum v-a părut provocarea? Super! A fost amuzant, v-ați isprăvit? Eu cred că v-ați isprăvit bine. Da!
abonați, o să le cidă. Da. Depinde dacă dau like sau dislike. Mulțumim, Selenuța. Sperăm că zi... nu o să se întâmple asta. Sperăm, a fost o zi foarte interesantă cu tine. Îți mulțumim și te mai așteptăm la noi. Da. Da. Nu uitați să dați like, abonați-vă și... scrieți comentariu. Sunt dezactivat comentariile, am dorit să fie activate, dar când o să mai creștem, Selenia. Vă spunem pa! Ne vedem, pupici, în următorul episod! Pupici!